îmi spuneau că niciodată să nu te duci la chiclimbar cu gândul să-l găsești. De cele mai multe ori îl găsești sau îți apare când vrea el, nu când vrei tu. Pentru Ciprian Chiriac, un localnic de 40 de ani din Colți, scotocirea în munte după rășina fosilizată, veche de 260 de milioane de ani, este pasiunea care îi dă sens vieții încă din copilărie. Bolovanul de culoare galbenă, transparentă, cu forme translucide, opace, nu mai are niciun secret în fața lui Ciprian. De stratul de chiclimbar oricum e foarte mic, undeva de la câțiva centimetri la maxim 10, 15, 20 încărcat. De exemplu, aici asta nu se găsește nimic în partea asta aici. Zona asta aici ar fi cu potențial. Acum semne sunt, să vedem ce găsim în interior. La Colți au existat cândva mine de exploatare a chihlimbarului care au fost închise rând pe rând. Sunt însă câteva locuri, cum ar fi Strâmba, Fața Repede, Cățeasca și Dănciulești, unde chiar la suprafață s-au găsit bucăți foarte mari de chihlimbar. Valoroasa rășină este tot mai greu de găsit în zilele noastre și doar cei din partea locului îi știu rosturile și locul în care se găsește. Ciprian știe însă unde să spargă cu târnă copul. Ai mai fost pe izvorul Comadicului? Am fost și pe acolo. Acolo sunt niște rosturi mai bune, mai zis. Știu, dar asta acoperite, cam cu pământ acolo, e mai greu de săpat. E un pic de muncă. Da, trebuie să le decopertezi. Dar cine muncește și câștigă? Nisip, urme de cărbune, resturi vegetale, foarte multe, vezi? Și un cărbune lung în lungul lui. Acum, ca și la pește, peștele acoperi cu apă și chihlimbarul cu pământ. Oricum, chihlimbarul nu găsesc zilnic. Din proprie experiență, odată la 5-6 căutări găsești odată. Bucățele mai mici, mari, foarte rar. Dar oricum, satisfacția e destul de mare când îl vezi, când îl găsești. Indiferent cât de mică e bucățica. Din ce în ce mai rare sunt reușitele căutătorului de ambră și de aceea chiar și descoperirea unei pietricele cât un bob de porumb a ajuns să-i fie motiv de bucurie. Uite-l că l-am dădui de el, dar l-am și ciobit. L-am și lovit. Ia! Așa arată chihlimbarul în strat. Să încerc să-l scot ușor. Atunci când pornește pe urmele chihlimbarului, Ciprian își rezervă multe ore din timpul său. Alocă prima parte a zilei căutărilor și o termină lucrând la polizorul pentru șlefuit. Este o îndeletnicire moștenită de la bunicul său, mare bijutier al zonei și colecționar de romanit. Cândva, el a oferit statului bolovanul din care a fost confecționată pipa din chihlimbar, dăruită de comuniști dictatorului Stalin. Pasuneam moștenit-o, am furat-o de la bunicul meu, copil fiind, bunicul prelucra chihlimbară pentru diferite ocazii, diferite persoane. Și nopți întregi petreceam timpul stând în spatele lui, cum stau eu acum, și observam toate mișcările și toate secretele acestei, să zic așa, meșteșug, acestui meșteșug. Chiar dacă este rară, ambra de Colți se vinde în comună cu cel mult 10 lei gramul în stare brută. Bucățile care depășesc 50 de grame se negociază în funcție de nuanță. Mai valoroase sunt poveștile și legendele despre chihlimbar. Fie că-i purtat la vedere sau ascuns sub veșminte, se spune că este amuleta care protejează și atrage norocul, orică are proprietăți terapeutice. Astăzi, chihlimbarul intră în categoria pietrelor semiprețioase, deci nu avem o valoare anume, ceea ce vedem prin magazine ca și preț la obiect de podoabă. Chihlimbarul are câteva întrebuințări de bază. S-a folosit ca obiect de cult, de leac și de podoabă. Pentru a cinsti chihlimbarul, autoritățile buzoiene au amenajat un muzeu la Colți în anii 80 și au denumit șoseaua care intră în comună Drumul Ambrei. Muzeul este unic prin colecția pe care o găzduiește, printre exponatele cele mai valoroase fiind două bucăți de chihlimbar de 4, respectiv 2 kg.